Mircea Negulescu ajunge pe mâna procurorilor, anunțul de ultimă ori făcut de Înalta Curte de Casaierii Justiție. Procurorii n-au cerut redeschiderea dosarului procurorului Mircea Negulescu, supranumit Portocal, un dosar închis din anul 2015. Înalta Curte de Casaierii Justiție, ICJ, a acceptat cererea DNA stabilit ca prim termen data de 9 mai. Pe numele lui Negulescu ar fi fost făcut la nivelul anului 2015 o amplă plângere penală, de către o persoană care a fost cercetat de către acesta. Negulescu ar fi făcut falsuri în determinarea primarului comunei unde voia un teren pentru ca acest se îi acorde fiului său titlul tânărul comunei, context în care se primească respectivul teren. Apoi, Negulescu a ridicat o vilă, iar la DNA ar fi ajuns informațiile potrivit cărora casa ar fi fost ridicat cu materiale de la persoane pe care acesta le cerceta. Despre această plângere se știe ce ar fi stat în nelucrare la DNA, iar în final s-ar fi dispus o soluție de clasare. Acum, DNA a cerut redeschiderea dosarului, iar ICJ a acceptat.